Raionul Glodeni, medicii sunt la mare căutare și nu doar în Glodeni, ci în toată țara. Deficitul de cadre se simte în special în spitalul raional și secția consultativă, iar accesul pacienților la servicii de calitate este redus în continuare. În prezent, în spital activează 52 de medici, însă aproape jumătate din ei sunt de vârstă pensionară. Câți medici s-ar putea angaja în spitalul raional și secția consultativă, aflați în reportajul ce urmează. Absolvenții facultăților de medicină după 9 ani de studii au un salariu de 2.000 de lei, iar indemnizația cu care îi poate motiva statul este doar o indemnizație unică în valoare de 300 de lei lunar pentru achitarea gazdei, o tonă de cărbune pentru iarnă și un metru cub de lemne. Tinerii mai pot beneficia de 30.000 lei pe care le primesc în câteva rate în decurs de 3 ani. Studiile în medicină se fac foarte îndelungat, de curs de 9 ani. Vă dați seama că persoanele tinere care ajungând să-și facă studiile deja la o vârstă de 20, 21, 22 de ani, în decurs de 9 ani își formează de acum o familie. Și dacă se mai nimeresc așa, că familia este formată din 2 medici și după necesitățile raionului coincid specialitățile, adică și a soțului și a soției, că deja la vârsta de 30-31, de acum vă dați seama că sunt și copii, este o familie deja formată. Tinerii specialiști, conform hotărârii guvernului, primesc o indemnizație unică. Pentru medici este de 30.000, vă dați seama, cu 30.000 nu-ți faci nici casă, nici masă, nu-ți rezolvi nici altele probleme. Și pentru lucrătorii medicali medii, 24.000, care nici astea nu sunt acordate, știți, că uitați-vă, au venit și au dat suma totală. Iese de treptat, câte jumătate de an se dă o sumă, după alta iar o sumă, se dă în decurs de 3 ani. Deci se mai acordă în câte 300 de lei lunar, dacă este contract de locațiune, adică au închiriat un apartament sau eu știu, și dacă este contractul corespundere tuturor parametrilor, li se acordă încât 300 de lei lunar. Eu socot totuși e foarte puțin. În prezent, Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, filiala Glodeni, are locuri de muncă libere, dar nu este înregistrată nicio persoană cu studii superioare în medicină. Instituția medico-sanitară publică ne-a prezentat 30 de locuri vacante de medici. Cu părere de rău, nu avem niciun specialist înregistrat la Agenția Ocupării Forței de Muncă și nu putem să le ajutăm la moment. Intervievați, oamenii susțin că nu sunt create condiții pentru ca tinerii specialiști să vină să se angajeze. Să-mi plătiți. Cine poți lucrează cu leafa de 1.500-2.500 de lei? Leafa normală, ca să întreții o familie, trebuie să fie de vreo 5-6.000 de lei. Da, de medici, da. Fug toți pentru că salariul e mic. Menționăm că din cauza deficitului de personal, angajații Spitalului Raional sunt nevoiți să facă ture de 24 de ore. Spitalul Raional și secția consultativă duc lipsă de circa 30 de medici.